Hai, salva-o și lasă-o să se ducă în poeniță! De poeniță! Acum era cântecelul! Gărgăriță, riță, zboară în poeniță! Salutare, prieteni! Știu că poate nu m-ați recunoscut, dar sunt eu, fetița zâmbului Floricică! Floricică! Și ea e vrăjimăturică! Zâmbă și Floricică! Cu o petală ofilită! Oh! Ia să vedem cine se uită astăzi! Zurli.ro. Orice a comandat, a
primit cadou de la noi o măscuță, pentru că nu se pot cumpăra. Ah, se primesc cadou! Se primesc cadou, ce da. Frumos. Dacă comandați ceva din magazinul Zuli, puteți să primiți această... Uite, cineva a zis, v-a zis vara. Mai încercați! Hai să vedem! Cine e pe față și răspunde primul la ghicitarea vrăjimătricii, poate să primească o măscuță exact ca asta. Nu uitați să dați like și share la video-ul nostru ca să ne adunăm cât mai mulți prieteni și să aibă toți o șansă să câștige! Da! O măscuță colorată! Cred că cineva a ghicit! Serios, serios? Bine, sunt mai mulți, dar acum urmează să vedem la final cine a răspuns primul! Ok, fii atent! Fiecare măscuță care, după fiecare ghicitoare, punem o măscuță aici, unde sunt astea, ca să știm câte măscuțe mai avem de dat! Da! Dar până atunci, știți de ce îmi place mie primăvara? De ce? Pentru că este anotimpul în care toată lumea se umple de culoare. Așa este! Toți copăceii devin mai verzi, da? Pentru că înverzi, adică le cresc frunzulițele, florile se deschid, încep să zumzăie tot felul de gângănimuțe care se numesc insecte, de fapt. Hai, Daniel! Da! Copii! Da. Copii. Stai puțin, că am o întrebare mult mai clară. Care este culoarea voastră preferată? Care e culoarea ta preferată? Sau care sunt culorile voastre preferate? Scrieți-ne la comentarii ce culori vă plac cel mai mult. Și scrieți-le în ordinea în care vă plac. De exemplu, roșu, galben și albastru. Ai, asta e la România. Da! Și știi că mai sunt și cele trei culori din care se fac celelalte culori. Da, care sunt cele trei culori preferate de tine? Mulțumesc! Evident, mov. Mov! Cum se vede. Da! Galben. Galben. Și roz. Și roz! Wow! Culoarea mea întâia preferată este roz. Apoi îmi place verde. Și apoi îmi place galben. Wow! Roz, verde și galben. Și culoarea mea prima preferată este oranj. Așa. A doua este mov. Și a treia este albastru, verde și... Chilica, mamalica, vrăjmăturica. Trebuie să te hotărăști acum la 3. Mai gândește-te puțin cât eu vă citesc. Uite, albastru, gata. Sunt foarte mulți copii care au culoarea preferată mov ca tine, mulțumesc. Wow! Și roșu îi place Alinei. Și mie. Mai îi place coraliu. Coraliu este un fel de roșu. Uite, lui Bogdanel cea mititea îi place albastru. Wow! Și mie! Și lui Andrei îi place albastru și Eve îi place rozul. Și mie! Valentinei îi place movul. Și mie! Lui Hora îi place blue, marin și mov. Adică blue, marin este un albastru închis, așa. Verde, albastru și roz, roz și mov. Toate și negru și alb. Da! Roșu și albastru. Mov! Culorile preferate ale Mariei, roz, albastru și roșu. Lui Eric îi place roz. Raisa, roz, galben, roșu. Rafaele îi plac turcoașe, albastru. Hei, vă dau o provocare. Spune. Când citesc eu comentarii, voi trebuie să pasați balonul de la unul la altul fără să-l dați pe jos. Bine. Cine îl dă pe jos? Cine îl dă pe... Cui îi scapă balonul, trebuie să fac o provocare, da? Bine. Dar voi să ieșim pe loc, nu avem loc, nu avem voie să ne mișcăm. Exact. Asta e provocarea. Și stăm jos. Da. Și în timpul ăsta eu, uite, copii, voi scrieți în continuare care sunt culorile voastre preferate. Ale Bogdanei sunt roz, mov, albastru, de sfârșit. Azul, alb. Da. De ce culoare să luăm balonul? Care ce culoare e aia pe care o ăla pe care l-ai învățat? Păi și la ghicitare este primăvară. Bravo! Asta este răspunsul la ghicitare. Cel care a răspuns primă va primi o măscuță mov. Exact, din culorile voastre preferate. Uite, le mai place roz, mov și roz, mov și albastru, culorile preferate ale Antoniei. Roz, mov, roșu, albastru. Cine a scăpat-o? Mulțumesc. Eu. Mulțumesc! Primește o provocare! Provocarea ta este să spui 5 obiecte de culoare mov. 7. Da. Mască. Mănușă. Da. Pelerină. Oh! Și Peleș. Bravo! Wow, te-ai descurcat. Mi-a venit o idee, vreți să ne jucăm un alt joc? Da, ce joc? Un instructorul de danse. Da, și unul, cred că știu,
joacă. Unul dintre noi este instructorul. Dar și eu pot să fiu eu. Da, da, da. Și asta înseamnă că tu trebuie să ne dai mișcările și noi să dansăm cu tine, nu-i așa? Da, dar am o provocare în plus pentru toți copiii de acasă. Ce provocare? Ce provocare? Să fie un dans cu eșarfe. Wow! Adică să facem puțin diferit. Hei, dar okay. Noi aici nu... Nu, dar avem niște banderole colorate. Ah, da! Puteți să folosiți orice eșarfe aveți prin casă sau orice fel de material colorat sau o eșarfă sau niște cravate de ale lui tati sau orice poate să semene cu o cravată. Și fiecare membru al familiei trebuie să primească în mână câte o eșarfă. Și pe parcursul live-ului, fiecare dintre noi va deveni instructor. Așa că, repede, grăbiți-vă! Luați o eșarfă sau o banderolă de material sau o cravată de alugati sau, sau un cordon sau un cordon de la halatul lui mami. Și fiecare dintre voi trebuie să aibă în mână câte... câte două, nu? Da! Una într-o mână și una într-o mână, da? Da! Și cu ajutorul acestor eșarfe vom schimba coreografiile dansurilor pe care le știți foarte bine și pe rând fiecare de la voi de acasă devine instructor. De exemplu, la noi prima oară va fi... Mulțumesc! Alegeți și voi cine va fi primul instructor la voi acasă. Scrieți-mi la comentarii pentru că sunt curioasă cine cade primul instructorul de la voi din sufragerie sau din dormitor sau din bucătărie. Cine știe? Fiecare se uită de unde poate. Deci, toată lumea care se află acasă, și mami, și tati, și bunica, și bunicul, sau doar mami, sau doar tati, sau doar frățiorul vostru, fiecare trebuie să aibă două obiecte în mână. O eșarfă în mâna dreaptă, o eșarfă în mâna stângă. Sau o eșarfă și o cravată, sau o eșarfă și un cordon, sau orice găsiți la îndemână prin casă. Și alegeți un instructor! Noi l-am ales pe Mulțumesc. Puteți să faceți o numărătoare dacă vreți să alegeți diferit. Uite, o să fac o numărătoare ca să vezi cum cade tot Mulțumesc, da? Cum? Ante, ante, zini, mani, me, alcilică, mămălică, hai să dansăm acușică. Și cine să fie instructor? Chiar supereroul Mulțumesc! Tu ai văzut! Ești super! Uite, Ariana va fi primul instructor de acasă de la ea. La ce să, fetița Alexia va fi instructor acolo la ei acasă. Uite, Elena Roxana l-a ales pe tati primul instructor. Bine, tati! Ramona va fi instructor la ea acasă. Bravo, Ramona! Cupici cu sclipici, Tina, cine e instructor la voi acasă? Maria e la ea acasă. Bună, Georgiana! Repede, luați două obiecte în mână, două eșarfe și... alegeți un instructor de dans. Vrei să facem La tati, tati Răzvan, Matei tati, bravo. Stai că mult în camera, și... bravo. Bravo. Hai să vedem. Amalia va fi instructor. Bravo, Amalia. Fiecare la el acasă să-și aleagă un instructor. Și dacă vreți să faceți un concurs între familii, puteți să dați share videoului nostru și să-i provocați și pe prietenii voștri să se joace de instructorul dansator. Să facem schimb, stai un pic. Vrei tu? Așa? Așa. Ok, mulțumesc. Mai divers, știi? Da. Și nu știe instructor. Mama e instructor. Hai să mai adunăm încă 10 instructori. Uite, eu sunt singura acasă de dimineață, dar când a început Gașca Zurli simt că trece timpul mai repede. Mulțumim! Wow, să știți că noi ne bucurăm la toate mesajele voastre de iubire. Mama mea, Madalina, e instructor. Bravo, mami! Bravo, mami! Bravo! Salut, Emil! Ok, salut. Bea e primul instructor, mai adun încă 5 instructori, ale sora mea, ok? Și dăm drumul la prima coreografie schimbată cu instructorul de eșarfe. Teodora, Sofia, e instructor. Nu, primul răspuns, uite, câștigătorii sunt cei 5, câștigă 5 măscuțe sau primii 5 câștigători. Nu, peste 10 minute, după ce terminăm dansul ăsta, mai avem o ghicitoare pentru voi. Iar cel care ghicește primul la ghicitoarea următoare, primește cea de-a doua măscuță. Avem 5 măscuțe de culori diferite, care vor merge la 5 copii diferiți. Hai să le măsor. Fiți atenți pe tot parcursul live-ului pentru că una dintre măscuțe poate să ajungă chiar la voi. Fiți atenți la ghicitorile noastre și răspundeți cât de repede. Dacă sunteți pe fază, puteți să fiți câștigători. Ok, cred că s-au adunat toți instructorii. Sunteți pregătiți pentru distracție? Da. Foarte important, instructorul trebuie să stea în mijloc. Așadar, așezați-i pe instructorii de la voi de acasă, în mijlocul camerei. Iar noi dăm drumul la muzică. Iar voi trebuie să faceți
faceți exact ceea ce face instructorul vostru de acasă. Noi vom face exact ce face instructorul nostru. Mulțumesc! Hai să chemăm muzica împreună, da? Stai să mă pregătesc în combi. Sunt prea lungi sau sunt bune? Sunt perfecte. Bine. Stai să verific ceva. Pam, pam. Pregătiți-vă eșarfele! Sunt pregătit. Pregătiți-vă banderolele sau cordoanele sau cravatele sau ce vreți voi. Ok, să chemăm muzica, da? Da. Fiți pe fază! Trebuie să imitați exact ceea ce face instructorul vostru de acasă. Și 3, 2, 1, să vină muzica! M-am îmbrăcat în mulțumesc, sub pelerină locuiesc. În lumea mea așa de bine, poate să intre oricine. M-am îmbrăcat în mulțumesc, sub pelerină locuiesc. În lumea mea așa de bine, poate să intre oricine. Pare simplu încercați, cu puteri să vă îmbrăcați. Când spui la ghicitoare,
va primi cadou de la noi o măscuță de culoare verde. Repet ghicitoarea. Ce cal nu mănâncă ovă? Marius nu știe că ridică dintr-o sprânceană. Ce cal? Ce? Schiorul? Ăla de la Olimpiadă? Ce cal la Olimpiadă? La Olimpiadă e și o vorbă. Mănânci calule ovăz, adică el mănâncă, ar mânca în continuu ovăz. Și uite, ce? A doua ghicitoare, și dacă răspundeți primul, deci fiți pe măgar, a spus cineva. Aha, nu e corect. Nu, că măgar e măgar. Deci, a doua ghicitoare. Ce cal nu mănâncă ovăz? Salut, Asi! Vrei să vii la noi în live? Mânzul nu e mânzul. Deci, ce cal nu mănâncă ovăz? Primul dintre voi care răspunde corect, căluțul de mare spune. Eu cred că știu răspunsul. Căluțul de mare ar putea da, fi. Căluțul de mare mănâncă ovăz din mare. Da, mănâncă. Numai că e ud. Da. Mănâncă altceva, dar tot mănâncă. Da. Căluțul de pluș, zice Mario. Căluțul de pluș. Te aproape Mario, dar nu e ăsta răspunsul. Uite, sunt câțiva copii care au răspuns? Au răspuns corect! Bravo! Primul dintre voi care a răspuns corect va primi de la noi o măscuță de culoare verde! Hei! Adică, așa. Ce? Da, exact. Răspunsul este, nu vă spun încă, vă las să vă mai gândiți. Chiar dacă nu ați câștigat tura asta, rămâneți pe fază cu noi pe live, pentru că mai avem încă 3 măscuțe de oferit pentru încă 3 răspunsuri la alte ghicitori. Nu o să vă spun încă răspunsul la ghicitoarea asta, pentru că, deși nu ați câștigat, e la fel de amuzant că ați participat. Da! Și puteți să participați în continuare, da? Gândiți-vă la răspuns. Ei, hey, Vitița Zule, am pentru tine provocare. Ce provocare? O să ție această floare pe un deget? Vreau să încerc. Dar știi ce? Pot să pun măscuța aici, că am spus, am făcut al doilea concurs. Da, eu îmi doresc, știi ce îmi doresc foarte tare? Ce? Să fiu și eu instructor, cum ai fost. Da, a fost amuzant. Da. Vreți să ne mai jucăm o dată de instructor? Dacă nu vreau doar încă o dată și simt de mereu. Da. Antantica, mărunțica, să aveți... Nu, nu-i bună. Și voi, apoi acasă, nu uitați, acum faceți o numărătare și alegeți al doilea instructor. Adică cel care va conduce dansul. Aucilica, mamă ligă, vreau să fiu un instructor. Ai și tu! Bine! Dar bucură-te! Păi am crezut că-ți dorești tu mai mult. Dar poți să mai am puțină răbdare. Da? Bravo! Asta înseamnă că ești un adevărat cavaler al curățeniei. Yeah! Atunci sunt eu instructor. O, da, eu cam am emoții un pic așa. Dar de ce? Păi stă mai emoționez, că mi-e frică să nu fac... Mulțumesc că a făcut foarte frumos ce a făcut. Păi și tu o să faci la fel de frumos. Da? Îmi dați voi putere și de încredere? Da, hai să schimbăm și locurile. Bine. Să ai curaj. Să vină curaj la greșit. Gata! Gata, sunt curajoasă. Ok, atențiune! Ați ales... Stai puțin, că vreau să citesc aici la comentarii să văd... Cine va fi instructor de data asta la voi acasă? Dacă data trecută a fost mami, acum a fost și un tati. Acum ar fi bine să fie tati. Dacă a fost tati, atunci ar fi bine să fie mami. Dacă a fost copilul, atunci ar fi bine să fie mami sau tati. Pe cine alegeți instructor? Hai să vedem! Antantica, nu, Aucilica, mămăligă, să fiu instructorică. Să fiu instructor eu acum, să mă joc până... Nu mai pot. Până ajung la baie și mă spăl pe mâini cu săpun. Și nu uitați, ideea este să schimbați coreografia piesei pe care o știți atât de bine. Adică vom dansa cu totul diferit față de cum am dansat până acum. Da! Alege tu melodia. Păi trebuie să ghiciți sau vă zic? Vreți să vă spun? Da, spune-ne. Zbără, zbără, vreau și măturică! Yeee! E preferata copilă! Slamnea! Uite, tati va fi acum instructorul. Bravo, tati! Bravo! Mulțumesc, Idris Daddy, pentru mesajele tale frumoase. Uite, Ecaterina va fi instructor, David instructor, tati instructor, mami instructor. Hai, Vrăjica, să vedem cu cine ești instructor. Cu cine? Dar și când desenăm, și ca puțin, Caro Surioara va fi instructor, bravo! Instructor este tati! Dacă puteți să filmați momentele astea
și să ne trimiteți un video la mesaje pe Facebook. Noi ne-am bucurat foarte tare să vă vedem cum vă jucați împreună cu noi. Mami, bravo! Ok, hai să chemăm muzica și să ne ținem după vreo jumăturică noi. Iar voi fiecare la voi acasă, după instructorul vostru, luați două eșarpe, două cordoane sau două cravate sau ce aveți la îndemână. 3, 2, 1, să vină muzica! Tu ești mică, 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 îți spun fustă și cercei. Și apoi zboară, și apoi zboară unde vrei. Dura, pura, te, te ceartă, ea te ceartă, ea te iartă. Ai curaj în fața ei, până număr eu la 3. 1, 2, 3. Hei, rică, rică, vrajima tu, rică, vrajima tu, rică, zboară. Va primi o mască roșie!
ceva ghicitoare. Cea cu ce cal nu mănâncă ovăz? Ce cal nu mănâncă ovăz? Calul de șah. Da. Jocul acela cu multe piese. Da. Așa că unul dintre voi care a răspuns corect, calul de hash, va deja, va fi câștigătorul măscuței verzi și veți primi un mesaj de la colega mea Roxana după live, când va verifica cine a fost primul. Acum ne luptăm, cum s-ar spune, pentru măscuța de culoare roșie. De ce râs, Marius? Ce-am făcut? Ce? Vorbesc prea mult? Cred că ești amuzantă. Da? Dar asta este, un compliment. Că arată cu degetul sus. Like. Mulțumesc. Adică e like, îi place că ești amuzantă. Okay. Și mie îmi place foarte mult când ești amuzantă. Foarte mulți copii răspund. Serios? Cu răspunsul corect. Uite! Da, exact. Asta este răspunsul corect? Da, este, dar nu spun că poate mai sunt unii care vor să ghicească primii și nu și-au dat seama încă. De fapt, care vor să ghicească singuri. Da. Deci, am dat trei măscuțe. Da. Mai avem încă două. Hop. O pui tu, te rog. Să știți că aceste măscuțe se pot primi doar cadou din partea noastră. Ele nu sunt de vânzare, dar dacă veți comanda orice din magazinul Surly, veți primi cadou de la noi o măscuță Surly. Colorată și frumoasă. Bravo, copii! Bravo! 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 Răspundeți la cea de-a treia ghicitoare! Vrei să spunem acum? Nu! Nu, mai stăm puțin! Hai să ne mai jucăm un joc! Da! Hai să ne jucăm un joc de pauză ca să nu mai înțepăim că am obosit un pic și trebuie să ne recăpătăm forțele ca să mă... Că să fii și tu instructor! Da, că mie îmi trebuie multă forță să fiu instructor, că eu când sunt instructor... Da, trup și suflet. Păi dacă un instructor dă din învățătura lui și învățătura lui e așa o parte mare. Ok, propun să ne jucăm de la triunghiul colorat. Triunghiul colorat? Da, mulțumesc, ne aduci tabla mai aproape, da. Te rugăm? Cere. Și eu voi alege o culoare. Da. Voi face un triunghi. Stai, de fapt nu, copii, să alegeți o culoare. Bine, la comentarii o culoare. Și prima culoare care apare sau... Și prima culoare care apare, din culoarea respectivă vom face un triunghi. Aduci tu culorile magii? Da! Și în triunghiul respectiv, următorul trebuie să scrie 5 cuvinte care reprezintă obiecte din culoarea respectivă. Wow! Exact, e complicat! Dar o să te ajute și copiii! Repede, repede, hai să vedem prima culoare pe care o scrieți voi la comentarii. Va fi prima culoare din care vom desena primul triunghi. Vis! Bravo! Asta e răspunsul! Asta poți vedea atunci când ți-i ochii închiși. Da, un vis! Exact! Dacă ați răspuns, dacă... Uite, roz! Roz! Chiar avem în mână culoarea roz! Bine, avea mai multe care eu. Un drept un triunghi mare, de culoare roz. Pe toată pagina vrei să fac? Și acum, copii, provocarea este... Să scrieți 5 obiecte de culoare roz. Obiecte, flori, elemente din natură, orice vă trece vouă prin cap. Rozul nostru nu prea merge. Și scrieți la comentarii 5 cuvinte de roz. Adică 5 cuvinte, 5 obiecte care sunt de culoare roz. Salut, Crina! Mov va fi următoarea culoare pe care o vom alege. Deocamdată facem cu roz, pentru că a fost prima opțiune. Roz. Și apoi, dar următoarea facem cu mov. Dar acum, hai vrăjii, poți să încep să scrii. Eu scriu? Da. Bine. Îți mai zic ce spun copiii, da? Vrei să alegem și noi? Da, dar de hai. De exemplu, poate fi eșarfă, poate fi roz, nu? O eșarfă roz. Da. Scriu eșarfă? Da. Că am scris deja un cuvânt. Ok, ai scris deja un cuvânt? Da. Ce cuvânt? Floare. Bravo! De cireș voiam să scriu, dar e prea lung. O floare poate să fie roz. Arfă. Scrieți niște obiecte sau niște... Vată de zahăr! Vată de zahăr! Laura, mulțumim! Fucsia, ok, fucsia, da. E o culoare fucsia. O măscuță poate să fie roz. Exact! Măscuța mea este roz! Mama. Sunt drăguța? Da. Da.
mască, pernă, eșarfă, bravo! Wow! Unicorn, înghețată, acadea! Floare, buze, sclipici, balon, rochiță! Wow! Wow, sunteți foarte pricepuți! Mulțumim! Corteluță, fustă, eșarfă, acadea, păpușă, bujor, minge, balon, rochie, floare, jucărie, wow! Rochie, delfin, flamingo, flor, gonfloare, baloane, lalea, eșarfă, rochiță, păpușă. Wow! Fusta, petiță, izurli, parfum, da, să parfum roz. Mai scriu aici. Trandafir roz, carioca roz, baloane roz, elastic de păr roz, floare fundiță, bentiță, rochie, tricou. Coseases, nu știu ce e. O șapcă poate să fie roz, bravo. Balon, carioca, fustiță, floare, bendiță de păr. Ai fost la Neața? Da! A plăcut de noi astăzi la Neața? Ne-am jucat de fotograful. Da. Ați încercat și voi jocul acasă? Floare roz, măscuță roz, eșarpă roz, vată pe băt roz, lalea, fluturaș, fustiță, vețiță, zârli, cremă de tort, jucărie, cremă de rochie, fustiță înghețată, elastic de păr, pește de avariu roz? Wow! Really? Poți să ne trimiți o poză, te rugăm? Că n-am văzut în viața mea un pește roz! Și eu îmi doresc să văd! Ce tare! Wow! Vreau și un avariu pește roz! Masca de avan, ceas! Fusta ta, masca ta, cireșe, tort, floare! Bravo! Tor, sucuri poate să fie. Obrajorii pot să fie. Obrajorii! Ei, dar hai să ne gândim cum să complicăm puțin jocul. E cam simplu. De exemplu, avem culoarea mop, dar hai să alegem patru... O categorie. De culoare mop. Hai să spunem legume și fructe. Da. Bine, okay. Legume și fructe. Nu le spune, să vedem dacă ghicesc copiii. Următoarea provocare este să ne scrieți la comentarii 5 fructe sau legume de culoare mov. 3, 2, 1, start! Uite, au spus că da, le-a plăcut la Neața. Primăvara este roz! Sunt de acord cu voi, sunt de acord, eu văd primăvara roz. Ok, prieteni, foarte frumos ați fost la Neața, ce schimbă. Mulțumim! Îmi place să primesc complimente. Și acum, următoarea provocare este, scrieți 5 fructe sau legume de culoare mov. Vreau și maturica, desenați un triunghi mov în care va scrie alegerile voastre. 5 obiecte. Pereți mai desenați de fata mea Teodora Adalia. Pereți? Da, adică au fost desenați cu roz. Uite, cineva a scris prune. Bravo! Scris, uite! Wow, ați fost în același gând. Da. Vânătă. Ce e aia? Vânătă. Vânătă este o roșie lunguiață și vânătă. Din care se face salată de vinete. Da! Doar că salata de vinete nu este mov, că doar coaja ei este mov. Vânătă, prună. Mai există și alte fructe sau legume de culoare mov? Eu mai știu. Începe cu A. A. Corect. A. Stai să vedem și dacă... Și se cu O. Hai să vedem dacă știu copiii. Că uite, abia cu O. Da. Struguri! Struguri! Bravo, Mihai! Bravo, Bianca! Și cu A. Afine! Da! Și Ștefania mai zice mure! Da! De culoare mov. Fructe sau legume, mai știți altele? Fructe sau legume. Vânătă, strugure, brune, bravo. Vânătă, brună, lobodă. Lobodă. Da, și mai zice cineva varză mov. Varză, da, chiar da! Dar îi se spune varză roșie, nu îi se spune varză mov. Da, e de culoare mov. Exact. Mai aveți și alte idei sau cumva am nimerit singurele 5 fructe și legume de culoare mov? A, uite, cineva mai zice avocado. Și ce-i drept, există un soi, un fel de avocado care e mov. Wow! Ce tari sunteți! Sunteți foarte pricepuți. Noi nu ne-am gândit la asta. Mure am pus, avocado am pus, mure afine și struguri am pus. Lobodă, varză. Cam astea, mure, struguri, prune, afine, vișine, vinete. Vișinele, nu, sunt, nu sunt vișinii, adică un roșu spre mov, dar nu e. Cartof mov. Cartof mov, am văzut undeva. Pe bune? Da. A, și mai există lalele mov.
Dar nu sunt fructe sau legume. Dar rădăcina lor seamănă cu o ceapă. Ceapă! Ceapă, mă! Ceapă și păze! Bravo, mulțumim, Andreea! Uite, asta nu aveam și ceapă, a zis și Cristina. Bravo! Nu, gata, cred că le-am... Speclă! Speclă? Nu, e roșie, măi, nu mă păcălim! Cartofi, mof, ceapă, bravo, avocado, mof. Cred că le-am pus pe toate. Hei, a venit timpul să alegem o nouă culoare! Alegeți voi, copii, următoarea culoare! Scrieți la comentarii următoarea culoare. Următoarea culoare. Oh, eu deja sunt mult fericită. Care vom face un punct de obiecte. Următoare, uite, legume mov, ceapă, speclă, cartofi, mov, strugurea, fine, mure. Bună, Florin! Bună! Minge, umbrelă, tricou, păpușă, cizmă. Morcov mov? Da, am mai auzit o poveste despre morcov. Cizmă, legumă sau fruct? Înainte să fie portocaliu, era mov și a fost combinat cumva cu un alt morcov sau o rădăcină albă și a ieșit portocaliu. Dar nu știu dacă e adevărat, doar am auzit o poveste. Haideți să alegem o altă culoare. O să... verde, gata. O să pun morcov, bine, verde. Voiam să scriu un morcov cu semnul întrebării. Și să alegem o categorie. Cineva zice Lulu două puncte galben. Că toată lumea știe că lui Lulu îi place culoarea galben. Da. Ok, categoria să fie verde. Păi tot ce e natură e verde. Da, nu poți să pui flori, da. Nu poți să pui flori. Nu poți să pui... ba da, haideți, spuneți 5 nume de copaci. Da! 5 tipuri de copaci de culoare verde, da? Știu eu unul, dar trebuie să mimez ca să vedeți. Salsalcie. Da, da, ghicit! Bravo! Eu zic brad. Da! Scrieți la comentarii 5 nume de copăcei. Da. Verde, da? Pentru că oricum toate, majoritatea sunt verzi. Da. Pot să zic și eu unul? Te rog! Stejar. Stejar! Stejar. Gutui! Bravo, Irina! Mulțumim! Zucchini! Ce treabă are, măi, Bogdane, zucchini? Este un... zucchini mov? Cred că era încă la mult. Acum am ajuns la copaci. Brad! Am pus brad, am scris stejar. Scrieți ce nume de copaci îi cunoașteți voi. Salcie. Arbor, brad, stejar, bravo. Am spus și brad și stejar. Ce fel? Pin! Pin! Bravo, Violeta! Vișin! Bravo, Denisa! Pin și de la Ioan, bravo. Nu, salcie, brad, măr, păr. Păr, măr. Perișor. Și nu vreau să scrieți pin și nu. Nuc. Pin am pus. Măr. Mai știți nume de copăcei? Mesteacăn. A zis mulțumesc. Nu. Șoptigan. Arbore, pin, brad, salcie. Bravo, copii. Mă aude și plop, și scrie. Plop. Plop, zice Sara. Ce ai zis mai devreme? Deci arțar, plop, cireș, brad, stejar, prun, salcie, brad, stejar, prin, prun, bravo! Da. Brad, salcie, plop, stejar, măr, măr. Măr am scris ulm. Ulm? Da, este un există. Am auzit o dată la teatru. Tei. Plop, brad, tei. Bravo! Ați câștigat și la jocul ăsta! Bravo! Eu zic că e timpul pentru un nou concurs! Da! Sunteți pe fază! Urmează ghicitoarea cu numărul 4! Pe care... A, pot să spun eu? Pot să spun tu, eu? Spune tu! În vis! Stai puțin! Întoarce-te frumos cu fața la cameră! Îmi cer scuze! Da! Și spune-le ce vor câștiga! Stai să fac dragi prieteni, astăzi... Antantez, inima nimeni, cica, cica, bum, bum, bum. La concursul numărul 4, premiul este o masă galbenă cu un soare mov și trebuie să răspundeți la următoarea întrebare. Bravo, prezii! Ai prezentat foarte frumos, mai spune-le să-și ciulească o fichile și să se pregătească, pentru că doar primul răspuns corect va primi măscuța. Ciuliți bine urechile și fiți foarte atenți, antrenați-vă degetelele și pregătiți-vă să răspundeți primii, pentru că doar primul răspuns o să
câștige măsuța. Am zis Alena. Bravo! Mulțumesc! Și întrebarea este așa. Da, spune-le să fie foarte atent de spus. Da, fiți foarte, foarte, foarte atenți. Adică numai ochi și urechi. Piu, piu! Și acum vă spun. Vin invitații și în frigider aveți o sticlă cu suc de ananas, o sticlă cu limonadă și o sticlă cu apă minerală. Ce veți deschide prima oară? Da, invitații vin în vizită. Da. Și în frigider este o sticlă cu apă minerală, o sticlă cu suc de ananas și o sticlă cu limonadă. Păi nu e frumos să întreb dacă vin atât în vizită, întreb ce doriți? Păi da, dar... Și le propui tu și-și aleg ei. Păi da, dar întreb... Cos. Păi da, dar întrebarea este... Măi, îi întreb ce vor, da. Dar până îți răspund ei ce vor, tu trebuie să deschizi ceva prima oară. Ce? Au venit, ai trei sticle. Și da, da, au venit oaspeții și tu ce deschizi prima oară? Ok! Da. Să știi că... Să știi că, uite, copiii au ghicit super repede, eu nu m-am prins. Serios? Da, au ghicit? Da, da, o să-i mai... O să... Măi, nu! Nu! Îi mai lăsăm pe cei care nu s-au prins să se mai gândească puțin. Stai să mai spun o dată. Da, în frigider sunt trei sticle. Da. Un suc de mere, de ananas, limonadă și apă minerală. Ce deschizi prima oară? Ce deschizi prima oară? E foarte tare ghicitoare. E întrebare capitală. Se pare că măscuța de culoare galbenă are un câștigător. Veți afla la sfârșitul live-ului care dintre voi a răspuns primul la ghicitare și spre cine merge măscuța de culoare galbenă. Dacă doriți și voi să primiți o măscuță de asta, vreau să vă spun că tocmai am primit încă vreo 1000 și nu se află la vânzare, dar dacă vreți să aveți și voi una, puteți comanda orice de pe magazinul zurbi.ro, iar noi vă trimitem cadou o măscuță. Astăzi, în schimb, mai avem încă una de oferit la ghicitoarea următoare, dar până atunci, eu zic că a venit timpul să fiu și eu instructor. Da, și poți să spui și numărătoare dacă vrei, că îți place oricum. Ce numărătoare? O știi mama ligă. Da, și să ies eu și eu să fiu instructor, ok? Da. Bravo, vezi ce? Isteți copii, l-au ghicit aproape toți. Deci acum vă spun o numărătoare și vom stabili următorul instructor de dans. Pregătiți-vă eșarfele, pregătiți-vă bandanele sau cravatele, indiferent de ce spuneți. Ante, zini, mani, me, au cilica, mămălică, eu sunt chiar acum instructorica! Bravo! Și tot eu aleg și piesa pe care vom face coreografia! Coreografia de dans! Da! Vom schimba astăzi la instructorul de dans Coreografia! Hai! Vreau și eu cu roz, vă rog! Uite, îți fac ție! Îți dau cu albastru ție și voi doi aveți la fel, da, și eu am diferit! Pentru că tu ești instructor! Atențiune, atențiune! Clasă de dans! Stai un pic! Ce? Ați ales și voi, la voi acasă, un nou instructor de dans? Dacă vă jucați doar în doi, puteți face schimb de dans! Au răspuns corect! Au răspuns corect! Abia ăla e răspunsul corect! Pe bune? Da! Deci răspunsul corect nu e ușa? Nu, e ușa frigiderul! Ușa e frigiderul! Adică frigiderul deschis prima oară! Păi da, dar păi e ușa! Da, dar ai dreptate! Acum nu știu eu cum să fac. Nu, acum alegem răspunsul pe care l-ai ales tu. Păi eu știu, frigiderul! Care e răspunsul corect? Frigiderul! Ok, cine a răspuns primul frigiderul va primi măscuța de culoare galbenă. Hei, cine e instructor la voi acasă? Cine? Marius, vrei să fii tu instructor? Că te-am văzut foarte nerăbdător așa, parcă să fii instructor. Lasă că îi spun eu lui David când ajunge acasă să se joace de instructorul cu tine. Că nu strică nimănui să facă niște instructaj de dans. Da! Mai ales
cu niște accesorii interesante. Folosiți două eșarfe sau două bandane, sau două cravate, sau două cordoane, orice. Sau fulare, sau la fulare nu m-am gândit până acum. Sau fulare, da. Sigur aveți fulare pe acasă, sigur aveți eșarfe pe acasă. Și cine e instructor? Cine? Ok, bunica e de data asta. Bravo, buni! Super! Cum vă spuneam, dacă vă jucați în doi, faceți schimb între voi. A fost unul odată. Și voi urmăriți mișcările instructorului de la voi de acasă. Voi doi, nu urmăriți. Pe mine! Dar un pic mai în față. Da, ca să vedem. Nu încap panticile noastre. Am emoții, sper să fiu destul de creativitate. Da! 3, 2, 1, să vină muzica! Și plancea. Mulțumesc! Două, adică două,
Nu, vreau doar să le spun prietenilor noștri. Bine, și vreau să-ți spun și ție că vom desena o floare cu multe, multe petale. Și fiecare petală va reprezenta pe cineva pe care noi îl iubim. Un prieten, mami, tati, bunii, cine vrem noi. Doar că nu o să-i desenăm ochișori, năsuc și guliță. Fiecare petală o vom colora în felul în care îl vedem noi pe prietenul sau pe mami sau pe tati. Adică, de exemplu, eu mulțumesc pe tine, te văd mov, pentru că este și culoarea ta preferată și pentru că ești îmbrăcat în mov. Și pentru că îmi place, îmi place. Ce se întâmplă? Mulțumesc! Și mai departe! Da? Poți să spun mai departe? Bine! Păi le spun să... Vorbești de frumos și te ascult foarte atent. Mulțumesc! Eu acum mă gândesc câte petale voi face. Voi face o petală pentru tine, mulțumesc. Mulțumesc. Voi face o petală pentru fetița Zuri, o petală pentru tanti prezentatoarea, o petală pentru Trulie. Pauză de a pica! Mulțumesc! Doar o căniță de asta micuță am găsit. Da, și trebuie să beau încet. Mai ales cum faci. Am găsit un pahar mai mare, bea de acolo. Și îți dau un pahar. Wow. Îți mulțumesc din toată inimioara mea. Din toată inimioara mea. Uite câte stele sunt, ele într-un gând frumos tu ești. Dar cum să nu mai cântăm, că după aia nu mai putem. Hei, mulțumesc, tu nu vrei? Mulțumesc! Putem folosi păhăruțul pentru a face cercul din mijlocul florii, adică nu mai știu cum se numește, dar este cerculețul acela mic și galben care are polen pe el și pe care albinele îl vizitează ca să-și umple săculețele. Galben! Da, este galben, exact. Și, stați puțin, trebuie să începem cu hashtag-ul. Hashtag-ul acasă cu Zuri. Și ar trebui să vă mai gândiți și voi acasă cu Zuri. Al doilea hashtag să fie ce? Al doilea hashtag ar putea fi... floarea prieteniei. Da. Ce drăguț. Deci hashtag acasă cu Zuri și hashtag... floarea prieteniei. Sau alegeți, puteți să ne scrieți la comentarii mai multe variante de hashtag pe care care vă plac vouă să fie legate de prieteniei și culori. Sau culorile Zuri. Culorile sau prieteni Zuri. Da. Sau, da. Voi scrieți la comentarii, vă rugăm frumos. Și voi folosi acest păhăruț să fac mijlocul florii. Care am uitat cum se numește. Dar voi știți despre ce vorbesc. Puteți să folosiți și voi un... Scrieți la comentarii pentru cine vreți voi să faceți petalele voastre. 1, 2, 3, 4, 5. O petală pentru tine. Petiță Zuri. Da. O petală pentru mulțumesc. Da. O petală pentru Trulie. O petală pentru tanti prezentatoare. O petală pentru clopoțel. O petală pentru zdrângănel. O petală pentru tașu. Și o petală pentru tașa. Mama mia, cu cât ai mai mulți prieteni, cu atât floarea ta va fi mai mare. Da! Dar atenție, trebuie să alegeți o culoare pentru fiecare dintre ei. Oare am atâtea culori? Cum să nu? O să încep cu tine, pentru că îți place roz. Voi pentru cine vreți să faceți petale? Ce culoare alegeți pentru mami? Ce culoare alegeți pentru tati? Puteți să faceți și pentru voi o petală. Sau mijlocul florii. Sau pentru prietenii voștri, de care probabil că vă este dor. Da. Și puteți să scrieți pe petala respectivă numele lor. Ce prieten reprezintă. Da. Și puteți să le faceți o poză și să le trimiteți și voi. Să le trimiteți și lor. Da. Dar nu uitați că desenând împreună cu noi, participați și la concursul Zuri. Da, pentru că noi o să punem la sfârșitul live-ului o poză cu desenele noastre și cu noi
și voi puteți să puneți poze cu voi și cu desenele voastre la comentarii și puteți câștiga o surpriză, un kit de joacă Zuli, nu-i așa? Așa este. Îți mulțumesc că m-ai lăsat pe mine să spun. Ar fi încă un premiu pentru astăzi. Măi, Sofie! Este ziua premiilor! Exact! Îmi place! Uite, eu fac pentru mulțumesc tot mama. O să scriu. Hei, a înțeles toată lumea ce trebuie să desenăm? Desenăm o floare cu petale de culori diferite care reprezintă câte un prieten din gașca voastră de prieteni sau din familia voastră. Gândiți-vă la un prieten și gândiți-vă ce culoare îi place lui cel mai mult și apoi desenați o floricică pentru el. Uite, cineva desenează pentru doamna educatoare și grupa florilor. Ce frumos! Cineva a zis că a rămas fără sunet. Oh-oh! Dar eu, poate că doar pentru, poate la tine a rămas. Ne aude toată lumea în rest? Ne scrieți la comentarii, vă rog, dacă ne auziți? Am cântat cu Alina Sorescu la palat, de sala Palatului pentru mine și am fost cu voi pe scenă. Bravo, Mădălina, mă bucur tare mult! Pupici! Ne auzim, Ana? Da! Ștefi zice Diana, Bianca, Alessia, Albel, Zurli, mama, tata, ea și mătușa ei. Ce wow! O să aibă foarte multe petale! Bravo! Bravo! Și Roxy, scrie-le la comentarii să ne zică pentru ce prieteni vor ei să facă petalele, pentru că suntem curioși. Da. Și așa poate și salutăm pe prietenilor. O să ne întâlnim la mare, zice cineva, și eu sper să ne întâlnim la mare. Da. Sperăm să treacă cât mai repede perioada asta în care stăm în casă. Uite, ne aud copiii, Marius. Probabil că s-a întrerupt doar la cineva acolo, dar e bine că ne auzim. Bun, dacă mă auziți atunci, scrieți la comentarii pentru numele prietenilor voștri pentru care vreți să faceți petalele, ok? Ca să-i salutăm și pe ei, eu stau chiar aici cu tableta în față și văd toate comentariile voastre și m-aș bucura tare mult. Uite, Catla și Sara ne aud perfect în Spania. Wow. Que bueno que nos oye auzitos en la Spania. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Porque lo tiene, porque le falta las dos manitas de atrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Porque no puede, porque le falta las dos manitas de atrás. Acum s-a blocat. S-a blocat doar de voi. Ok, bun, scrieți la comentarii numele prietenilor pentru care vreți voi să desenați floricica voastră. Eu am făcut deocamdată pentru mulțumesc o petală mov. Pentru tine, vreau și pentru tine ce culoare să fac? Poți să faci oranj. Oranj pentru vrajii. Și ție, fetița Zuli, ce culoare îți place? Roz! Hello! Hei, uite! Putem să desenăm și mai multe flori? Sigur că da! Da! Uite, mami, tati, sora mea, mătușa, bunica, bunicul, toți prietenii. Bravo! Mulțumesc! Nu știu de ce se blochează tableta. Acum că am zis că vreau să vorbesc cu toți copiii, s-a blocat tableta. Marius, poți să mă ajuți? Mulțumesc, fii tu aparatul de filmat? Da, uite, am venit acum așa. Vrei? Să știți că acum vă filmez, vă mulțumesc! Hei! Stai puțin că trebuie să mă răsucesc prezentat. Ce tare e să ții camera! Wow! Uite, hey. Poți să zic nu sau poți să zic da! Poți să zic da! Și poți să te miști odată cu mâna mea? Da. Prezentator. Da. E, ce nume lung are? Ok! Teo face pentru prietena ei, Andreea. Mulțumesc, Marius! Oh, am scris aproape invers! Pentru tati și pentru voi, pentru fratele meu, pentru mami, tati și pentru voi, pentru familie. Bravo, puteți să faceți pentru toți prietenii voștri de care vă este dor sau pentru membrii familiei voastre cu care sunteți acasă. Putem să desenăm și mai multe flori, o floare pentru fiecare? Sigur da! Că da! Noi ne-am gândit să facem și așa, dar am zis să facem ceva, să facem noi puțin mai repede, că voi aveți mai mult timp acasă, puteți să desenați și puteți să trimiteți și în seara asta mai târziu desenele voastre, nu e nicio grabă. Da! Pentru doamnele educatoare, pentru Lulu, pentru Sara, pentru doamna învățătoare, prietena mea Ștefi. Ce frumos că mulți dintre voi vă gândiți la doamnele învățătoare și la doamnele educatoare. Vă e dor de ele, nu-i așa? Da! Și mie mi-e dor de doamna mea educatoare. Ei, dar nu contează. O să ne vedem în curând.
Madalina îți spune că te iubește mult, vrăjimătul. Cinci! Și cineva zice că de-abia aștept următoarea ghicitare. Foarte bine, după ce terminăm desenul, urmează ultima ghicitare pe astăzi și ultimul premiu, adică o măscuță albastră! Desenăm împreună, uite, pentru surorile mele Sonia, pentru mami, tati, bunii, mamaia, mara, Alex, Edi, bravo! Pentru frățița Zurli, vrăjii și mulțumesc! Pentru mami, pentru mama, tati, unchi, mătușa, bravo! Acum voi face o petală galbenă pentru Lulu, pentru că lui Lulu îi place. Dar de fapt nu o să-i fac galben, că se asortează cu ăsta din mijloc. Urez măști și pentru copii din afară țării, mulțumesc! Nu știu să vă răspund la această întrebare și nu livrăm doar măștile. Trimiți o măscuță cadou de la noi pentru orice comandă faceți din magazinul Zurli. Și nu cred că trimitem în afara țării, dar puteți ruga pe cineva din România să vă comande, să comande la ei acasă și să vi le trimite ei după aia la voi în țară. Ce bună idee, fetiță Zuri, ești inspirată! Pentru mama mea, pentru bunica, bravo! Pentru Ștefi, colega mea de școală, din clasa a doua! Wow. Pentru mami, tati, Ale și sora mea! Maia face pentru cea mai bună prietenă, Irina! Teo, fac pentru familie și pentru fetița Zuri, te iubesc mult, Teodora! Mulțumesc, Teo! Lulu face pentru tati, mami, bunica, bunicu, nașii, clasa, Diana, On și Daddy. Și eu te iubesc, Nicoleta! Andrei a terminat desenul pentru voi. Bravo, Andrei! Roagă pe mami să-ți facă o fotografie. Maria, Cristina, Daria, Natalia, bravo! Puteți să dați share la live-ul, puteți să dați share la live-ul nostru ca să vadă și prietenii voștri că voi faceți desene pentru ei. Iar eu o să le citesc numele aici. Așa că dați share la live și uite, aici împreună salutăm pe toată lumea. Mihaela pentru doamna învățătoare. Și mulțumesc, e prietenos și musculos. Da! Salut, sunt Samira, eu fac floarea pentru mami, tati, bunica, bunelu, nana, nanu. N-am reușit să citesc tot, dar stai că văd cu înapoi. Nana, nanu. Eu fac pentru școala online pe telefon, bravo. Wow. Pentru mami, tati, mamaia și colegele mele de la grădi. Deci pentru bunica, bunelu, nana, nanu, Arina, doamna învățătoare Valeria. Vreau, 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 îmi trebuie, îmi trebuie, îmi trebuie. Turavura nu ne duce dorul. Să știți că până am început și noi să-i ducem dorul deja la turavura. Dar lasă, mai bine să fie liniștită, că ați văzut cum umblă ea fără să se spele pe mâini. Cine știe câți virus și împarte prin stânga și în dreapta. Da. Pentru sora mea, pentru mama, tata, doamna învățătoare, bunicii, gașca Zuri și Daria mea, prietena de la școală. Am comandat și noi, sperăm să primim și noi pentru Daria, o să primiți cu siguranță. Pentru gașca Zurli, familia mea și prietenii mei. Eu fac pentru toți cei dragi, cel mai mult pentru bunicul meu, te iubesc, Brândușa. Pentru fetița Zurli, Sofia 6, bună Sofia. Pentru vecina mea Ana, bravo Eliza. Pentru colegii mei din grupa Florilor. Pentru Mic ne-a face pentru mami, tati, bunici și verișori. Salut Amalia, te pupăm, sper că desenezi împreună cu noi. Sara face pentru Giulia, care împlinește 8 ani. La mulți ani, Giulia! La mulți ani! Olivia face pentru toți prietenii. Sara de la Roma ne salută. Pupii, hey! Sara, sper că desenezi împreună cu noi. Uite, Sara Maria din Pitești a terminat. Eu sunt Bea, fac floare pentru gașca Zurli, pentru domnișorii mei, pentru prietena mea Ilinca, pentru doamnele educatoare și pentru bunica, bravo! Marina zice că colorăm frumos. Aoleu, eu n-am mai colorat nimic. Stai liniștită că te ajut eu dacă ai nevoie. M-am luat cu... Că eu mai am să mă citesc și mai fac după aia. Teodora, mami, tati, unchi, mătuși, verișori. Adelina ne iubește și noi vă iubim. Pentru prietenele mele, pentru Daria Anastasia. Tu ești Daria Anastasia sau tu faci desen pentru Daria Anastasia? Pentru gașca Zurli. Scrieți și cum vă numiți voi, ca să știm cine pentru cine face. Pentru cine, cine și pentru cine face desen, ok? Uite, eu voi face acum cu albastru pentru Truli. Cred că Truli e albastru. Așa îl vezi tu. Da, eu îl văd albastru. Da, mulțumesc. Uite, Zurli, îmi dai și mie un număr de telefon, dar eu nu am telefon. Alexia face floare pentru familie și pentru gașca Zurli, bravo. Și uite, așteaptă copiii ghicitoarea 5. Mă bucur! Stați-le alături de noi, pentru că imediat ce terminăm de desenat, urmează ghicitoarea cu numărul 5 și veți câștiga o
Primul care răspunde corect la licitare va primi o măsuță de culoare albastră. Dar până atunci, uite, Ariana desenează pentru mami, tati, frățiorul meu de burtică. Pentru fetița Zurli mulțumesc, pentru Roxy și pentru verișoara mea, Sara. Pentru Lulu nu desenează nimeni, ba sigur că da, vrăjimăturica a desenat pentru Lulu. Acum o să desenez, că i-am păstrat albumul. Așa, Serena Maria, pupici cu sclipici și ție, Teodora și Tiberiu, voi pentru cine desenați? Uite, Cristina Negoiță pentru fratele meu, mami, tati și pe... Denisa și Luca desenează pentru fratele lor, pentru mami, tati și pentru voi. Ioana face pentru gașca Zurli, mulțumim! Călin, Mara, Alex, mama, tata, Maia, Edi, Sofia, Vlad, Eric, bunii, mamaia, verișorii și gașca Zurli, moare, fetița Zurli! Ariana face pentru mami și tati, eu sunt Maria și desenez pentru verișoarea mea mai mică, Carina, vă pup și vă iubesc! Eu am comandat două păpuși, o carte de colorat și o carte de povești. Bravo ție, o să-ți placă foarte mult și cărțile de colorat și cele de povești. Și pentru fosta mea cea mai bună prietenă, Cătălina? Ha? Ha? Nu înțeleg. Pentru verișorul meu, Rareșică, pentru că astăzi împlinește 3 ani și pentru cea mai super verișoară, Raisa. La mulți ani, Rareșică, fără frică! La mulți ani! Iasmina chiar ar vrea să vorbească cu voi. Te pupăm, Iasmina, sper că desenezi împreună cu noi. Mami, tati, fetița Zurli, Trului, Maia, Denis, Aida. Andreea desena și pentru Lulu, bravo. Care e culoarea preferată a lui Vrăji? Cum adică acum, în momentul ăsta? Da, spune-le copiilor că vor să oranj. Facă pentru tine. Deci dacă faceți pentru Vrăji, desenați portocaliu. Dar voi puteți să desenați în ce culoare mă vedeți voi. Exact, puteți să alegeți voi ce culoare credeți voi că îi se potrivește. Uite, de exemplu, cum eu am ales pentru Trului, albastru. Că așa am crezut eu, că lui Trului îi place albastru. Pentru Turavura? Cine desenează pentru Turavura? Hai, dar eu n-am găsit... N-am Uite, Rita Elena desenează, din Irlanda desenează pentru noi, Lavinia desenează pentru prietena ei, Lala, Anisia face pentru mami, tati, Bicu, Aileen, Ingrid, Binky, Yuki, Alessia, Sofia Garfield. pentru tanti prezentatoarea, învățătoarea mea, Luminița Briciu, mami, tati și frățiorul meu, Ionuț. Pentru verișorul meu, așa am zis, pentru Turavura nimeni nu deselează o petală maro sau neagră? Ar trebui, oare ce ziceți? Eu i-aș desena una verde, dacă ar fi curată. Păi, poți să-i faci vrăjică, știi, dacă suntem, poate dacă o să încercăm și noi să fim mai bine, deși noi am fost de mai multe ori mai drăguți cu ea, dar ea tot nu s-a învățat minte. Nu uitați să puneți pe desenul vostru hashtag acasă cu Zurli și... Ce hashtag au ales copii? Și ce hashtag mai vreți voi? Vă pup, semnat o pitică de 3 ani, Amalia, cu drag și dor să ne revedem. Te pupăm, Amalia! Matei desenează pentru mama și frățiorul lui. Maia face pentru cea mai bună prietenă, Irina, bunicu, Maria, sora mea, pentru voi, bunica și familia și pentru mine. Vă desenez și eu pe voi. V-am trimis pe Messenger pe Margelean, mulțumim. Cum pot să vă trimit poza? După ce se termină live-ul, noi vă facem o postare cu fotografiile desenelor noastre, iar acolo la comentarii puteți să încărcați fotografiile cu desenele voastre. Unul dintre voi mâine va fi ales câștigător al unui kit de joacă Zurli. Dar mai avem concursuri astăzi, nu s-au terminat. După ce terminăm desenul, urmează ghicitarea cu numărul 5! Primul dintre voi care va ghici la ghicitare va primi o măscuță de culoare albastră. Hai că fac și o petală verde pentru Turavura. Ha, m-am inspiraționat de la tine, Vrăji. Da, am mai făcut o petală verde pentru Magellan. Acum nu mai știu ce culoare să folosesc. Ai făcut prea multe petale și nu mai ai culori? Da, am mai adăugat două petale, că am făcut inițial, adică la început am făcut un număr de petale și am crezut că am numărat corect. Dar de fapt sunt mai mulți prieteni. Dar și eu sunt mai mulți, acum fac doar pentru o parte dintre ei. Și după aia o să mai fac o floare pentru cealaltă parte dintre ei. Bine. Și fac și pentru mine una. Roz, că nu pot să mă uit la nicio floare fără o petală roz. Și eu o să-i fac cu mine. Hai, hai, na 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 na. Ai terminat, mulțumesc? Încă nu o să scriu numele. Așa, eu bravo! Eu am doar culorele, m-am nu uitați! Cine, pentru cine vreau să scriu, să colorez și acum încerc să scriu numele. Bravo! Eu am terminat! Și eu mai trebuie să scriu doar numele! La 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 li la 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 la
Albastru pentru Ruli. Roz pentru Tanti. Punct. Prezentatoarea, nu pot să scrie. Verde pentru Turaura. Roz pentru Petița Zuli, adică pentru mine. Și mov pentru... pentru lume! Da! Așa... Și aici în mijloc scriu prietenii. Gata! Cine nu-i gata, iau cu lopata! Uite și Caterina a terminat. Flavia desenează o floricică pentru doamnele educatoare, pentru doamna Elena și doamna Ioana, pentru cea mai dulce și minunată fetiță Miruna. O iubesc din tot sufletul. Mami, desenează pentru Miruna, ce frumos! Și Carmen a terminat pentru verișoara mea Patty, restul familiei pentru prieteni și pentru voi. Eu desenez pentru o floricică pentru Gașca Zurli. Alicia desenează pentru toți colegii de la Grădi, de care este foarte dor. Amalia desenează pentru toată familia Gașca Zurli, doamnele educatoare și doamnele învățătoare. Doamne, vrăjimăturica, ce desen frumos ai făcut! Wow! Sara desenează pentru mami, tati, Miruna, bunii, Persida, bunicu, Ghege, bunii, Mărioara, Dodo, Marc, tu și Serena. Maria face pentru mami, tati, Gașca Zurli, bunici, verișori. Floarea prieteniei Zurli, foarte frumos hashtag-ul ales de voi. Pentru tata, mama, tata, Delia, Teo, Ali, Vita... Of, mi s-a întrerupt. Roșioare, Mihai, doamna Camelia, Delia, Beti, nepupă, pupici, Delia. Delia face pentru străbunicile ei, bunici, părinți, cățări și verișoare. Elena a terminat. Măscuțe separat nu vindem, pentru că le oferim cadou tuturor prietenilor noștri care fac o comandă în magazinul Zurli. Puteți comanda orice din magazinul Zurli, iar noi vă trimitem cadou o măscuță. Am trimis deja 1000 și acum am mai primit încă 1000 de măscuțe, deci dacă vă grăbiți să comandați din magazin, poate le prindeți, adică poate prindeți cadoul. Cum aflăm câștigătorul la concursul de ghicitări? Colega mea Roxana vă va trimite un mesaj dacă ați câștigat. Ea se va uita prin comentarii și va vedea care a fost primul comentariu corect la fiecare ghicitoare. Pentru că așa am hotărât să alegem câștigătorii. Cel care este pe fază și spune, scrie primul răspunsul corect va primi premiul din partea noastră. Ok, bună Maia! Te pup! Uite! Pupici cu sclipici! Mulțumim pentru petala de Turavura! Am terminat! Bravo! Wow. Am terminat de desenat 6 flori! Și Sara a terminat! Ok! Suntem! Ce măscuțele sunt gratuite! Da, sunt gratuite dacă comandați ceva din magazinul Zurli. Al doilea hashtag puteți să-l alegeți voi. Eu am ales, de exemplu, floarea Zurli. Și eu am scris tot floarea Zurli, doar că îmi place și floarea prieteniei Zurli. Exact, puteți spune ce alt hashtag vă inspiră pe voi, ce aveți voi chef. Dar acum... Uite, mami o ajută pe Maria de 3 ani și avem 5 prieteni pe tale. Mami, Alexandra, tati, bunica, bunicul. Salut la Focșan! Ok! Sunteți pregătiți pentru ultimul concurs pe ziua de astăzi? Da, da! Eu sunt pregătită să strâng cariocile și tu să faci concursul. Exact! Bine! Cine va răspunde corect la următoarea și cea de-a cincea ghicitoare va primi în cadou o măscuță albastră. Ghicitoarea este următoarea. Tati și doi fii. Da. Hai să spun eu? Stai puțin că m-am răzgândit, cred că vreau să zic altă ghicitoare. Da? Da. Bine. Am o surpriză pentru voi. Vreau să zic ghicitoarea pe care am spus-o azi de dimineață la Neața cu Răzvan și Dani. O, care era, că nu mai ții. Și să vedem, cine s-a uitat la Neața cu Răzvan și Dani, sigur va ști răspunsul. Și ghicitoarea este următoarea. Cum era? Stai să-ți dau putere de concentrare. Da, stai să-mi amintesc. Așa. Poți chiar limba să o scoți? Da. Nu se vede dacă o porți. Repet. Poți chiar limba să o scoți? Nu se vede de o porți. Primul dintre voi care răspunde corect va primi măscuța de culoare albastră de la noi. Așa că ce? E corect? Nu știu dacă e corect. Bine, eu nu zic nimic. Că vreau să se joace mai mulți copii cu noi și atunci îți dai seama. Uite,
o să mă duc repede, repede să mă spăl pe mâini eu. Bine. Dar la comentarii. Da. Și vin imediat și tu mai explică la acolo ce. A, bine, că nu v-am spus. Eu am mai adăugat o floricică, o floricică. Auzi, măi, pentru că am desenat la început un anumit număr de petale, adică 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și n-am numărat bine de la început și m-am gândit să mai adaug petale. Doar că acum nu știu ce petale aș mai adăuga, că aș vrea să fac multe petale, adică și aici să mai adaug o petală și aici, și aici, și aici, și aici. Și nu am timp acum pentru că trebuie să dansăm! Da, și să ne luăm la revedere de la toți prietenii noștri. Hai să ne jucăm pe instructorul pentru ultima oară. Da! Eu zic să facem pe instructorii de data asta. Unde sunt eșarfele noastre? Aici sunt ale tale. Mi le lăsați mie pe astea două colorate? Da. Sigur că da, pentru că și astea sunt colorate. Doar și colorate diferit. Eu zic să dansăm împreună pe o piesă surpriză. Piesă surpriză? Da, eu zic să ne facă Marius o surpriză și să ne pună ce piesă vrea el. Poți să ne pui și de la Turavura dacă vrei. Poți să pui orice. O să fim instructori pe o piesă surpriză. Să fim instructori surprinși. Exact! Să trebuiască să ne, cum s-ar spune, să ne prindem pe parcurs. Și copii, pregătiți-vă eșarfele. Pregătiți-vă fularele sau cordoanele sau... Am gândit să pus o pedală de la floricica noastră. O pedală sau o petală? Petală! Ok! Sunteți pregătiți pentru ultima tură de instructaj pe săptămâna asta. Spatele drept, burta în față, nasul în vânt. Și 3, 2, 1, să vină muzica! Ce foarte mult să le citim. Da, mulțumim. Și până data viitoare.